Vă salut din nou. A venit momentul să fac săpături și în rândul mașinilor majoret. Pentru început am zis că am să fac un top 10 al mașinilor normale de stradă. Bineînțeles că am mai multe topuri de făcut în cadrul majoret. Ar fi și aici utilitare, poate un top 5 mașini utilitare și un top 5, poate mașini de poliție. Aici, iarăși, pentru că am o serie completă de 10 mașini poliție din Dubai, poate fac și acolo un top 3. Deci aici un top 5 poliție, salvare, un top 5 mașini, top 3 mai bine zis, din cele 10. O să fie un top 10, cum spuneam, cu mașini de stradă normale și un top 10 mașini de curse, pentru că și aici vedeți că am multe mașini cu dungi, în stil raliu. Bineînțeles că astea care sunt mai autentice chiar de la campionatul mondial de raliu sunt categoric mai reușite, dar aia nu înseamnă că și celelalte nu arată bine. Dar astea într-un episod viitor. Deocamdată voi începe cu un top 10 mașini de stradă. Și pentru asta avem, cred că pentru prima dată, două rafturi. Deci raftul ăsta și am să încep cu filmarea mai încet aici să vedeți candidații. Din păcate sunt foarte multe mașini, deci și aici este destul de subiectivă alegerea, pentru că este greu să alegi chiar un top 10. Dacă vă doriți un top mai specific, puteți să lăsați comentariu și vă promit că am să fac, dacă se adună mai multe păreri asupra unui tip de top. Eu așa am considerat să fac deocamdată la grămadă un top 10 mașini de stradă. Chiar și moderne și clasice, pentru că clasice nu am chiar așa de multe, adică sunt câteva aici, Ford Mustang, deci e setul acela 5 vintage cu Porsche, apoi a venit acest Toyota super tare separat și Camaro ăsta îmi place foarte mult, dar na, asta e modern, nu e clasic, doar că sunt foarte puține mașini clasice. Deci acolo ați văzut asta, poate acest Jeep Wrangler pare ceva mai vechi și pe raftul 2 mai am și aici niște mașini, niște SUV-uri, taxi, Porsche, Panamera, aici e acest Citroen mai clasic și Renault cu DHL foarte tare. Acest Renault Scenic, iarăși îmi place foarte mult, nu știu, ăsta va intra, vă spun de pe acum, foarte mult îmi place și am și căutat foarte mult și l-am găsit în România, deci nu a fost nevoie să-l comand și aici arată foarte bine acest Golf, Mitsubishi ASX, Land Rover, Evoque foarte tare. Bineînțeles că îmi place, doar că, după cum vedeți, e variantă metalizată. Și, bineînțeles, după asta, ce n-am mai găsit nicăieri și plus se deschide ușa, vă dați seama că va intra și asta în top foarte tare. Aici am mai multe Defender-uri, deci știu că unora vă place asta, dar să nu uităm că mai am și astea două premium. Nu o să fac diferență între ele, adică să le prezint la alt capitol, pentru că majoret cam toate au părți mobile. Ăsta, într-adevăr, ăsta și ăsta are roți de cauciuc. Bineînțeles că și aici mai am varianta asta premium și aici aceste două
Ăsta, după cum vedeți, nu se aude, deci e cu roți de cauciuc, dar asta la top 5 mașini de poliție și salvare și ambulanță. De fapt, cele trei categorii cu care v-am obișnuit au RAF separat de obicei, pentru că adun mai multe și aici, cum vă spuneam, deci mașini de stradă. Și atunci am să încep cu raftul mai sărac, să spun așa. Aici, categoric, acest Urus, ca și model, îmi place foarte mult. Acum, dintre cele două, eu am prezentat deja și varianta verde și asta galbenă, dar pentru mine mă atrage mai mult galben. Nu știu, punem mai în evidență farurile și am să-l aleg pe ăsta, plus acest hipermobil, foarte tare. Dacă am să pun aici pe raftul de prezentare, sau mă rog, pe măsuța de prezentare, mai corect spus. Deci avem două. Tot aici menționam eu la un dat că îmi place acest Renault Scenic. Ăsta este Golful, deci vorbim de acest Renault Scenic. Mie îmi place cel mai mult dintre Renault-uri. Și plus că are așa un luciu, acest negru superb, foarte tare. Îmi place mult și dintre Defender-uri am să aleg varianta asta, bineînțeles cu roți de cauciuc și se deschid și uși, deci vă dați seama că ăsta e un candidat serios pentru top 3. Aici cred că nu mai am ce să aleg pentru top 10, mă refer, dar normal că îmi place acest Defender și varianta asta, la fel, se deschide și se deschide și ușile, deci na, e imposibil să nu-ți placă, plus roți de cauciuc, doar că în altă variantă, foarte tare, numai nu mi s-ar părea corect să pun două de un fel în top, vorbim ca reprezentant, deci unul din aceste Defender-uri și acest Porsche Cayenne, doar că poate că aș fi preferat o altă culoare, asta e metalizată după cum vedeți, Porsche Cayenne, și aici se deschide în spate, deci sunt multe, la majoret, cum vă spuneam, dacă ar avea varietate, probabil că nu mai luam Welly sau Sicu, de exemplu, sau nici Hot Wheel, nu cred că aș fi luat. Ar fi rămas poate majoret și Smashbox, că astea sunt brandurile mele de suflet. Și ajungem deci la raftul 2. Aici, bineînțeles că acest Nissan, pentru că am cum să nu aleg pe ăsta în defavoarea astuia, pentru că aici numai se deschid uși, dar, repet, modelul ăsta e același model, deci ăsta e mai spectaculos, să spun așa. Acum, culoarea nu prea mă atrage, însă e cu adevărat o culoare metalizată. Aici, la mașini de stradă, îmi place și acest Honda Civic Type R, deci un Type R de data asta de la majoret, foarte tare. Să vedem dacă pot să fac o comparație sau nu știu dacă nu, cum am făcut deja o comparație de Honda Type R. Deci avem până în momentul de față 6. Spuneam eu ceva aici de acestea două clasice, aceasta iarăși intră în top, acest Toyota, o să vedeți care detalii și acest Ford, foarte tare, o să deschid uși, deci vorbim de un Ford Mustang, Camaro și Ford Mustang în general sunt o slăbiciune pentru mine, vă dați seama. Acum, bineînțeles că și niște mașini de stradă, de exemplu Audi-ul ăsta, trebuie să recunosc că arată bine, chiar dacă nu e, nu vorbim de, seamnă ca și culoare cu Cayenne-ul, dar arată bine ca și detaliu, nu știu, îmi place modelul ăsta.
Și un ultim model ar fi între acest Camaro pe care l-am mai ridicat la început. Vezi că are faruri din plastic separat, se deschid ușile, ai în spate doar vopsit. Deci ăsta, unul dintre acesta, acest Dodge Viper, tot așa faruri plastic, se deschid ușile. În spate stopuri vopsite, în general la majoreți sunt doar vopsite stopurile. Și ar mai fi, tot ca și candidat, acest Dodge Hellcat SRT. Mașina asta am văzut-o și în realitate, unul sau două modele în țara noastră și e bestială, pur și simplu îți ia ochii mașina asta dacă o vezi pe stradă, foarte tare. Dar eu trebuie să privesc din perspectiva machetei. Deci undeva oscilez, cred că, între acest Dodge și acest Viper. Cred că până la urmă am să renunț și am să iau acest Dodge. Ar mai fi și Bentley-ul. Aici sunt foarte multe asemănătoare, deci e foarte greu de făcut o detașare. Pur și simplu mai mult sentimental, vă dați seama, asta mă atrage mai mult. Și acest Aston Martin arată superb. Vantage, GT8, se deschid ușile. Foarte tare. Foarte tare. Mașina, chiar dacă e metalizată, dar arată bine. Cred că printre puținele cu argintiu care pot să zic că îmi plac. Deci rămâne acesta. Mașina a 10-a. Așadar, să zicem că avem un top. Un top 10 mașini de stradă și am să încep din colțul ăsta, deci cu acest Audi A5 parcă, da, Audi A5 coupé, am să vă arăt și părțile mobile la fiecare, deci se deschide ușile și bineînțeles în față toate majoreturile au plastic separat pentru faruri și sigla Audi se de foarte bine. Janta la mașina arată superb, foarte sportivă. Trecem mai departe la Urus. Aici se deschid ușile. Asta fiind o mașină mai nouă în colecție și totodată lansată de majoret, au un stil mai nou de jante, formă de steluță ninja. Am mai văzut asta și la majoret, stilul ăsta. Nu știu dacă atrage așa de mult, dar la unele modele arată spectaculos și la acest Urus. Și în spate vă spuneam că galbenul pune mai bine în evidență stopurile negru și roșu pe care le vedeți aici, părerea mea. Deci arată destul de bine. Am să pun și ăsta așa lateral cumva. Apoi hipermobilul ăsta, nu știu, are un nume ciudat. Himer mobil, XSI, deci Himer mobil cu M. Cer scuze. Și aici faruri din plastic separat și se deschide ușa asta laterală, adică mașini din astea tip rulotă sau mă rog, asta e un RV road vehicle foarte tare. Arată foarte tare mașina asta. Nu știu, mi se pare ceva unic, să spun așa.
Apoi vorbim de acest Land Rover, care se deschid multe chestii. Cred că printre primele branduri care, să zic așa, oferă la capitolul premium, pentru că vorbim și de alte machete care sunt premium, de exemplu brandurile americane, dar și partea premium de la Mattel, atât la Matchbox cât și la Hot Wheels, însă la majoritatea am văzut pentru prima dată că se deschid două chestii, și capota și ușile, pentru că mă gândesc, cele normale deja se deschid ușile și atunci au plusat cumva să arate într-adevăr că e premium, plus roz de cauciuc, vedeți, nici nu se aude rulajul pe suprafață tare. Foarte tare. Și se vede aici forma cauciucului. Așa. Și tot pe rândul ăsta, bineînțeles, tot din seria asta premium. Nissan GT-R, mașină foarte promovată de toate brandurile, să spun așa, foarte tare, faruri din plastic separat, plus se deschide capota, se văd detalii destul de cu bun simț legate de motor. Și dacă e să lau ceva la mașina asta, e cu adevărat o vopsea metalizată aproape de realitate, adică foarte tare. Vopseaua asta metalizată, foarte, foarte tare. Și deja vă mărturisesc că asta va intra în top datorită vopselei și bineînțeles, în primul rând vopsele și bineînțeles și restul de detalii. Acum pe ce loc încă nu o să vă dezvălui. Acest Toyota. Toyota Celica GT Coupé, o mașină mai clasică, să spun așa, de la Toyota, dar mi-a plăcut pentru că sunt detalii plăcute, plus stilul ăsta de jante nu le-am mai văzut, parcă ar fi de la Hot Wheels mai degrabă, dar roți egale, în spate iarăși destul de frumos conturate stopurile, atât încrustate metal, cât și vopsite separat, ceea ce e un detaliu plăcut. Și în față faruri din plastic separat și aici, doar că sunt ceva mai mici. Și grila din fața radiatorului, textura aceea, vedeți, foarte clar, arată super tare. Apoi Mustang-ul, una din mașinile care îmi plac mie în general, foarte sportivă mașină, un muscle car american, cred că 67, nu sunt sigur. Aici scrie doar Ford Mustang, posibil să fie din 67, că mai am și de la Hot Wheels, cred, mașina asta. Și arată bine, foarte bine arată. Apoi Honda asta e poate printre cele mai tari mașini asiatice care îmi plac mie personal. Foarte tare, vedeți faruri din plastic separat, sigla clar se vede și aici la mască în față nu se vede textura, doar la spoiler, dar chiar și așa se văd multe detalii. Și în spate, plus se deschide ușor portbagajul, foarte tare. Apoi ajungem la acest Renault Scenic, după cum spuneam, mie îmi place foarte mult și are așa un negru foarte puternic, foarte lucios. Vedeți foarte clar conturate farurile, care sunt ceva mai ciudate. DCI, deci motor diesel.
Și bineînțeles faruri din plastic separat, se deschid ușile și ăsta e practic un mini volum, cam așa îi se spune. Dar arată foarte bine, nu știu, mie îmi place și e în top 10 preferințe al meu, chiar dacă nu e ceva wow, dar îmi place. Și bineînțeles muscle car-ul ăsta foarte tare. Cred că am făcut o comparație și cu această mașină, pentru că o am și de la Sicu. Va trebui totuși să mă consult și eu cu... să mă uit în arhivă să văd dacă am sau nu comparații. Dacă nu, aș face o comparație, pentru că arată foarte bine mașina asta. Foarte tare. Foarte agresivă. Aici era frumos dacă făceau cu stopuri separate. Dar am varianta de la Sicu, însă nu e așa de atrăgătoare, să zic așa, nu e așa agresivă și bine puse detaliile. Deci cam astea sunt mașinile de la Majorette. Acum vine partea mai grea. Toate îmi plac, deci nu pot să zic că nu-mi place una, pentru că ar fi, n-ar fi în top, dar trebuie să aleg și aici un top 3. Deci, pentru mine, nu știu, poate pentru că mă surprinde de-a dreptul modelul, locul 1 ar fi, și am să le trag în spate ăsta. Deci pentru mine modelul ăsta e ceva, nu știu, aparte, chiar dacă nu are nu știu ce detalii, dar mi se pare ceva deosebit, ca și machetă la scara 1.64. Deci ăsta e locul 1. Foarte tare, mașina asta e ceva aparte. Ăsta ar fi locul 2. Teoretic, ăsta ar fi, să zic, de facto locul 1, pentru că are cele mai multe lucruri și na, arată bine, dar asta e ceva aparte. Deci n-am mai văzut nicăieri nici un pic și e totuși cu părți mobile. Poate că nu ar fi intrat în top sau era undeva pe locul 9-10, dacă nu se deschidea, dar faptul că se deschide mie mi se pare ceva extraordinar. Și după aceea, bineînțeles, nu puteam să nu bag în top mașini la care se deschid două chestii. Într-adevăr, cumva am separat și am făcut sau urmează să fac și un top de poliție, pentru că altfel ar fi fost greu să am un top 3. Pentru că și acolo am mașină de poliție care se deschid chestii, dar o să vi le arăt și pe alea la momentul oportun. Deci ăsta ar fi locul 2, acest Land Rover Free Defender, cred că 110, da, 110 că e mai mare, dar arată foarte bine, inclusiv roțile, vedeți crampoanele alea de pe cauciuc, foarte tare arată. Și inclusiv sigla Land Rover cu verde în față, pe mască, foarte tare. Acum, în interior, detaliile de motor, într-adevăr, nu sunt poate așa de clare. În interior, foarte tare. Deci, modelul ăsta își merită locul pe podium. Și ajungem la mașina care ziceam că ajunge pe podium. În primul rând, datorită vopselei, deci o vopsea superbă, metalizată, deci aici aș putea da premium cea mai bună vopsea metalizată, să spun așa. Cel mai reușit model sau modelul cel mai frumos cu cele mai multe chestii mobile la scara 1.64 și modelul cel mai unic din colecția mea. Deci fiecare poate să aibă o titulatură.
și să fie premiant în clasa lui, deci ăsta arată iarăși foarte bine. Cred că detaliile la motor arată ceva mai clar aici, din cauza plasticului maro. Și aici în interior, foarte tare, în spate, poate că în spate nu arată chiar așa de spectaculos, cam toate brandurile pun destul de ok stopurile, dar vopseaua și faptul că se deschid, plus să nu uităm și asta are roți de cauciuc, jantele nu arată chiar așa de ok față de janta asta. Deci, așa, nu mă omor după geantă, dar vopseaua, da, și am să închid cumva totul ca să vedeți vopseaua, pur și simplu strălucește foarte tare. Deci cam ăsta e top 3. Aș fi curios să văd care ar fi top 3 al vostru și de ce nu și un top 10 din ceea ce v-am prezentat, pentru că sunt foarte multe asemănătoare, dacă vorbim strict din punct de vedere al detaliilor, și totul depinde de preferințe și aș fi curios să văd ce preferințe aveți voi. Asta nu înseamnă că restul acestor mașini nu sunt deosebite, arată foarte bine și astea, dar am făcut un mix între obiectivitate și ceea ce îmi place mie sufletește. Tot așa, vă menționez că voi pune și niște poze pe Instagram cu aceste modele și ne reauzim pe data viitoare. Numai bine!